ziua, bine v-am regăsit la emisiunea noastră. Îl așteptăm încă pe Horia Patapievici, care cred că nu a găsit loc de parcare, pentru că e extrem de greu de găsit un loc de parcare în cartierul acesta din jurul Foișorului. Îl aștept în compania lui Răzvan Ioan și profit de această pauză, să zic așa, înainte de începerea discuției, pentru a evoca foarte rapid cursul tău de ieri despre Evanghelia lui Marcu. Adică sunt mahmur după curs, după ce am dezbătut relația lui Iisus cu discipolii, da, da, care nu înțeleg ce-i cu el, da? Da. Deși le spune lucruri le spune lucruri pe care ei nu le înțeleg. Asta este. Și pentru cititor e foarte enervant că afli de la început cine e Iisus, dar afli doar tu. Discipolii n-au atuul ăsta, n-au avantajul ăsta. Da, iar eu mă pregătesc pentru astă seară, pentru a doua întâlnire a cursului despre Cato cel tânăr, un om care, cum spuneam, a avut curajul de a face pipi împotriva vântului. Mie îmi plac oamenii ăștia care nu caută popularitatea, care sunt de o totală integritate intelectuală și morală și care au curajul să meargă împotriva curentului. Mai ai întâlniri din cursul ăsta? Nu s-a sinucis încă. S-a sinucis în anul 46 înainte de Hristos. Dar mă gândeam că într-un fel, nu vreau să compar oameni care de fapt sunt foarte diferiți, dar invitatul nostru de astăzi este și el un om care a avut curajul de a merge împotriva curentului și nu doar o dată, de mai multe ori. De altfel, toată cartea de la care vom porni, și anume Omul Recent, este o încercare de a se situa contra curentului. Da, contra absolut, curentului da. Modern. Și să nu uităm că a suscitat valuri de indignare atunci când a apărut în 2001. Da, a suscitat nu dezbateri firești, ci foarte multe țipete, urlete, așa cum se întâmplă foarte mult și nu e singura carte care a creat românesc astfel de controverse și nu controversele bune. Trebuie o carte acum, care merită o dezbatere. Sigur că printre nenumăratele articole care au apărut atunci, unele erau valoroase, adică erau eventual obiecții care într-adevăr puteau alimenta o discuție, dar din păcate în prea mică măsură, da? Foarte multe au fost, ca de obicei, înfierări, etichetări, lucruri de genul ăsta. Păcat că nu există o cultură a dialogului în România, că e atât de slab dialogul, se discută foarte puțin în contradictoriu, se dezbate cu adevărat extrem de puțin, în schimb avem isterii colective, insulte reciproce, valuri de ură într-un sens adică sau altul. Adică foarte mulți au ratat cu grație ocazia de a spune ceva constructiv. Expune o contrateză. Dăm un exemplu de dezbatere românească diferită de acest model păgubos. În general, așa se întâmplă la noi. Se lasă cu cafteală absolut oarbă, da? Și în mică măsură a existat și, atâta cât îmi aduc eu aminte, o discuție reală. Adică au fost unele articole atunci când a apărut Omul Recent în 2001, au fost și articole care ridicau obiecții care într-adevăr erau interesante. Da, uite, vezi, când a apărut cartea, eram la liceu. Am citit-o, evident, am încercat să o citesc, am înțeles anumite lucruri. Da, eu lucram la teza mea de doctorat, da. Și nu prea aveam timp să urmăresc. Da, dezbaterile, exact. Dezbaterile, da. Așa că nu sunt foarte la curent cu toate. Mă rog, văzusem pe atunci, vrând nevrând, văzusem că a creat valuri foarte mari, un adevărat tsunami intelectual. Dar, cum spuneam, în cea mai mare măsură, plin de aluviuni impure. Da? De altfel, așa e un tsunami, nu? Aduce cu el tot felul de apă de izvor. Murdării, da? Da, la fel, într-un alt registru, este evident și cartea lui mai recentă, Ani Urii, care arată cum a funcționat acest fenomen în ultimii ani, da, și cum societatea românească este cumva bolnavă de oră, dar totuși nu vorbim prea mult în absența lui. Da. Poate ar fi cazul să mai facem așa câteva
mici anunțuri. Uite, să vorbești despre o lansare de carte care vine weekendul. Uite, primesc SMS că domnul Pata Piriș tocmai a sosit, e în față. Nu știu dacă în fața ușii sau în fața blocului sau unde anume exact. Însă în curând vom putea continua discuția în compania lui. Poate ne ajută cineva să-l recuperăm pe domnul Pata Piriș. Vreau să, într-adevăr, să anunț o lansare de carte sâmbătă pe 22 februarie la ora 6 la Metropolis, la teatru. Este vorba despre cartea tatălui meu, Spiritul și litera. Prima lui carte, cartea lui de debut, una dintre cele mai bune cărți ale lui, aș spune, și vom discuta câteva dintre aspectele mai importante ale cărții. De asemenea, mai e cursul tău despre Platon, dar care cred că e deja aproape plin. Da. Așa este, bun, mai e o dezbatere care se anunță foarte interesant între o poziție liberală, liberalistă și una conservatoare. Da, Stanomir cine... și Cristi Preda. Sunt cineva câștiga. Aveți punctaje? Acolo te-ai gândit să... ajut să facem asta, să... Da, o modalitate de a vedea ce, care bun, părerea aici, e tare, publicului mă tem că, la aici votăm oarecum în funcție de ce credem de dinainte, da? Da. Păi nu, să vedem cine și-a schimbat părerea. Nu cred că schimbă nimeni părerea. Nu-i numărăm pe cei care au rămas. Doar dacă sunt acum și mai convinși. Gata, au auzit argumentele și sunt convinși mai ales de adversar. Da. După de ala... da. De altfel, nu știu, cum îl plasăm pe Pata Piedice? Păi aici, pentru că e liberal sau e conservator? Încrucișat. Păi, nu știu. Economic, siguranță, e liberal. Da, e un liberal clasic, fără îndoială. Da. Și... numai că, cred că e de părere că liberalismul lipsește ceva important și doar conservatorismul poate să recupereze hai aceste elemente. Să-l întrebăm, uite, că văd că urmează să intre în... studio, dar de ce nu deschid ușa oamenii ăștia, nu înțeleg. Se împinge. A plecat, gata. Da. Bun, acum e momentul, zicem, nu domnul, de fapt este un socialist, dar n-a vrut să recunoască. Până acum. Uite, vorbeam tocmai de Horia Pata Piriș și așteptăm să se așeze lângă noi ca să-i punem întrebarea. Da. Tocmai ne întrebam Răzvan Ioan și cu mine, ce ești? Conservator sau liberal? Da, stai să tragem de... Bună ziua! Bună ziua! Sunt luat de pe drum. Un conservator care regretă conservarea tristelor străzi bucureștene. Da. Și un liberal care speră în îmbunătățirea lor. Un liberal conservator. Da. Sau, mai bine spus... întrucât pentru mine Burke este momentul în care... mai aproape. Pentru mine Burke este Edmund Burke. E momentul în care se petrece o ruptură severă și semnificativă, și anume momentul în care el, dintr-un progresist, ca să folosesc un termen de astăzi, pentru că a fost în favoarea suspendării lui Hastings, a fost în favoarea coloniilor, a fost în favoarea Irlandei, a fost în favoarea controlului de către Parlament asupra regelui și deodată este împotriva Revoluției franceze. Foarte devreme, în 1791. Da, exact. Cartea e publicată în 90. Exact. Este imediat împotriva Revoluției franceze și asta consternă pe toată lumea, pentru că tuturor li s-a părut că el a făcut o întoarcere. De fapt, asta e interpretarea prin care răspund întrebării tale, Toader. El n-a făcut nicio întoarcere, a fost perfect consecvent, și anume o poziție liberală confruntată cu principiul revoluționării ilimitate a societății de către un stat care are drepturi asupra societății deopotrivă ilimitate. Deci a continuat tradiția liberală, care încorporează pe cea conservatoare. Și atunci
aș răspunde ca Hayek, care a spus liberal, conservator. Mai degrabă, pe măsură ce îmbătrânesc, îmi dau seama tot mai mult că sunt an old Whig. An old Whig, da, adică un vechi liberal, un dar vechi prin liberal? Un paleo Whig. Cred că avem o pauză. Cred că trebuie să facem o pauză. Uite, tot timpul ne taie macaroana cu publicitatea. Facem trebuie o scurtă pauză publicitară și revenim la Hayek și Burke. Metope. Gherila Camp 2 intră în linie dreaptă. Prezentat de Banca Transilvania. Valentin Șerban cu Demn.ro. Matei Pușcaru cu Swan Boy Music. Ionuț Țurlea cu Momsi.app. Tudor Ionuț Grigore cu Dome Plan AR. Andreea Babei cu Kibilai. Cei 14 antreprenori din Gherila Camp 2 susțin în curând cea de-a doua probă eliminatorie. Au început 20. Din 28 februarie rămân în joc doar 10 antreprenori cu startup-ul în sânge. Citește-i pe gherilacamp.ro, ascultă-i în Gherila Camp cu Sorin Badea de luni până vineri de la 10 la 11. Antreprenorii de mâine se cresc azi în Gherila Camp 2. Sprijinit de HP România, Mindspace, Aqua Carpatica. Gherila Camp, unde mers Radio Gherila pentru schimbat viața în bine. Salut, Gojira, sunt realizatorul emisiunii Bine-l învinge. Ca realizator al emisiunii Bine-l învinge, vă recomand să ascultați No Man's Land, emisiunea lui Nico Cârlea, care mi se pare extraordinar de bună. De asemenea, în cazul în care nu vă place Bine-l învinge, vă înșelați. Și de asemenea, dacă nu înțelegeți absolut nimic din Bine-l învinge sau nu înțelegeți un lucru din Bine-l învinge, nu puneți nicio întrebare. Ascultați emisiunea în continuu, mereu și mereu și mereu și mereu, ducându-mă astfel pe noi cote ale popularității în FM-ul din România. Vă mulțumesc. Lumea bună se adună la Radio Gherila. Avem podcaste, băieți! Avem podcaste, băieți! Podcaste vecuri! Toate emisiunile Radio Gherila au podcast la zi pe gherilaradio.ro sau pe aplicația mobile Radio Gherila. Podcasturile Radio Gherila, numai la noi. Universul entero, escucha. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Metope. Am revenit în studio în compania lui Horia Roman Patapievici, al lui Răzvan Ioan. Tocmai răspunsese Horia Patapievici la întrebarea dacă e liberal sau conservator și s-a referit la Edmund Burke, care cred că e un autor extrem de important, cel puțin pentru doi dintre cei de aici, poate și pentru Răzvan Ioan. Edmund Burke e o mare figură a liberalismului britanic în secolul XVIII și unul dintre cei mai articulați critici ai Revoluției franceze, un om care a văzut în avans către ce catastrofă se îndrepta mișcarea revoluționară încă din 1790, adică cu 2 ani și ceva înainte de răsturnarea monarhiei, de teroare. Uite, de masacrele din septembrie. Din explicația dinainte de pauză este că Edmund Burke era un om cu discernământ. Adică și-a dat seama că o revoluție poate să fie o revoluție justificată, cum a fost cazul Revoluției Americane, sau una groaznică, care va duce la teroare, în cazul Revoluției Franceze. Cu alte cuvinte, a știut să interpreteze corect fenomenul. Și, dacă nu mă înșel, asta este o temă fundamentală a cărții, a omului recent. Discernământul. Discernământul, da. Discernământul modernității, care începe să lipsească. Sau a început deja să lipsească. E adevărat? Aș spune că modernitatea s-a născut aproape simultan cu o reformulare a chestiunii discernământului. Modernitatea vine cu un mecanism, cu un proces care este foarte complex, este social, dar fiind social, el antrenează instituțiile, moravurile, legile scrise, legile nescrise, acționează și asupra a ceea ce formulăm,
cât și a ceea ce nu este încă formulat. Altfel spus, acționează asupra instinctelor noastre morale, astfel încât, când spunem modernitate, noi ne referim la un proces și discernământul este mai puțin al definiției esențiale sau nu a modernității, cât asupra procesului modernizării. Deci un discernământ al modernizării. Și modernitatea se naște împreună cu punerea în criză a vechiului discernământ, care, ca să spun foarte rapid, se referă la o imagine a omului care este dată, naturală, născută, potrivit unei legi naturale și așa mai departe, și o imagine a omului pe care modernitatea o fluidizează, o temporalizează, o topește din punctul de vedere al definițiilor clasice. Și atunci discernământul, care trebuie să existe pentru că suntem oameni, a fost provocat într-o manieră teribilă de permanenta fluidizare, de permanenta temporalizare, de permanenta săpare la rădăcini a vechii imagini a omului pe care modernitatea o face. Deci modernitatea fiind o modalitate de a fluidiza sensurile existenței noastre, de fapt arată că omul este în mod fundamental o ființă care are nevoie de sensuri, de semnificații, nu poate trăi altfel. Într-o perioadă, să-i spunem, premodernă, sensurile erau statornicite. Era destul de clar care sunt zeii, care sunt strămoșii, cum ar trebui să ne raportăm la neam, la originile noastre. Bineînțeles, nu era o perioadă imobilă, există o tranziție, spre exemplu, de la politeism la monoteism, dar nu părăsim niciodată această axă verticală. Pe când în modernitate mergem mult pe orizontal, mai degrabă, și pierdem raportul cu adâncimile și cu înălțimile. Asta înseamnă această transformare a solidului în ceva lichid, lichefiat, nu? Știți ce v-aș propune, Răzvan? O imagine de tipul următor. Dacă l-avem pe om în mijloc și avem un deasupra și un dedesubt, atunci deasupra, în lumea tradițională, sunt zeii sau Dumnezeu sau divinul în genere, iar jos sunt în rădăcinările. Iar în rădăcinările înseamnă ceea ce îi vine omului ca fiind dat în momentul în care el apare. Pentru că el nu inventează nici lumea, nici familia, nici părinții, nici societatea, nici zeii. Modernitatea este o modalitate de a omului, de a se raporta într-un fel foarte diferit atât la palierul de sus cât și la palierul de jos. Sus, ce face modernitatea în primul pas nu este să spună nu există Dumnezeu, nu există divin, ci modernitatea spune raportul cu divinul al omului este individual. Nu trece prin instituții, trece mai degrabă prin rațiunea lui, prin sensibilitatea lui, prin conștiința lui. Este un raport, dacă mi se permite expresia asta, privatizat. Cu rădăcinările, într-un prim moment, voi spune imediat ce se întâmplă și în al doilea moment cu palierul de sus al divinității, jos, în rădăcinările, sunt și ele privatizate, dar într-un fel care dă naștere unor noi decupaje, pornind de la teritorialități ale societăților. Modernitatea inventează, lăsând deoparte modelele politice standard ale cetății și ale imperiului, inventează statul-națiune. Inventează națiunea și odată cu ea statalitatea asociată ei. Ceea ce este o revoluție fără precedent, pe care aș exprima-o prin ceea ce s-a întâmplat cu pacea vestfalică în 1648. Dar mișcarea precede totuși. Procede, da. Dar aici... Atunci e consacrată dintr-un tratat internațional, da. Da, și vreau să-l citesc pe un perdant, pe Inocențiu al VIII-lea, care le scrie regilor: ați dat ceea ce nu era al vostru, ați legiferat ceea ce nu aveați dreptul să legiferați.
Pentru că biserica este cea care pierde, dar nu pierde în principiul ei ca religie, deocamdată, ci pierde în modul în care ea a reușit să amenajeze teritoriul. Noile decupaje nu țin seama de religie decât aparent, pentru că înrădăcinările au fost nu privatizate, ci naționalizate. Un termen da, dar era ceva inevitabil, ținând cont de provocarea reformei. Poate că da, da. Asta e teza lui Carl Schmitt, că statul modern, statul, pentru că statul modern e statul prin excelență, statul este un răspuns la provocarea războaielor religioase. Și stă în picioare interpretarea asta. Adică, da. Categoric, dar stă în picioare... sigur, în mod clar stă în picioare, inclusiv cu mecanismul pe care îl descrie în teologia politică, cu secularizarea marilor concepte din teologie și care devin concepte ale teoriei politice, dar stă în picioare, aș spune, prin faptul că statele deja își naționalizează societățile pe care le administrează, pentru că ei nu mai lasă violența la îndemâna oamenilor, ci o ia în mâinile lui. Este primul moment în care, deja inventat, statul face un fel de menmiz, de apropiere a societății pe care o administrează. Și nu este prima dintre apropierile frauduloase pe care statul le face. Bun, ne oprim aici pentru o pauză publicitară. Nu? Este 3 minute? Mai avem 3 minute pentru că face filozofia statului. Atunci, mai pot să adaug următorul lucru, că în primul moment avem deci o privatizare a divinului, avem o naționalizare a înrădăcinărilor și ce interesant este momentul 2 și sus și jos. Momentul 2 sus este dacă divinul este al meu, nu, dacă relația cu divinul este a mea individuală, atunci poate că divinul însuși este al meu. Și este o a doua privatizare a divinului care îl pune pe Zeu, îl pune pe Dumnezeu, pune principiul de transcendență la îndemâna după plac a individului. Și de aici până la momentul în care Hegel mai întâi, care a explorat posibilitatea morții lui Dumnezeu la începutul secolului al XIX-lea și mai târziu cu afirmația faimoasă Nietzsche, Dumnezeu a murit, până la asta nu mai e decât un pas. Jos, avem o evoluție similară, după naționalizarea înrădăcinărilor, vine momentul în care omul refuză înrădăcinările care decurg din statul națiune. Este punerea în discuție a statului națiune de către comunitățile definite altfel, dar sunt niște comunități care nu mai sunt înrădăcinate, ele nu vin din trecut, ci sunt inventate de om. Și astea sunt comunitățile LGBTQ, comunitățile de tip o biserică de o denominație care are cu tradiția un raport foarte, foarte lax. Ele se declară calvine, într-un fel pe care Calvin l-ar fi dezaprobat, și formează o comunitate care nu-i mai mare de 2000 de oameni. Deci identitățile individuale se referă acum la palierul de jos, unde fuseseră pe vremuri înrădăcinările tradiționale și unde în prima modernitate fusese statul-națiune, sunt comunitățile de alegere. Individul alege și divinitatea, alege și comunitatea. Bun, dar n-ar trebui să ne bucure acest lucru, hai să joc rolul de avocatul diavolului. N-ar trebui să ne bucure, pentru că nu mai vrem să fim, la fel ca în polisul grecesc, polisul antic, niște organe ale unui organism mare, ale polisului. Vrem să avem libertate, vrem să fim fragmentați. Pentru că asta ne permite să devenim ceea ce vrem noi să devenim. Să nu mai fim încătușați de tradiții pe care nu le-am ales, deci care ne limitează inevitabil libertatea. Libertatea așa definită este deja libertatea modernilor din pasul al doilea, a oamenilor recenți, care spun așa. Iar în privința, mă rog, polisului, da, nu mi-ar fi plăcut să fiu cetățean al unui polis antic. Da, mie cred că mi-ai nu știu, supraviețuiam. Ce s-ar fi plăcut este că politicienii erau trași la sorți. Da, e mult mai bine așa, da. E mult mai bine așa, în afară de cei care erau aleși generali. Dar
și atunci urma ostracizarea obligatoriu dacă câștigai. Dar ce onoare să fii ostracizat! Era o mare onoare, nu pentru oricine era această sancțiune. Facem o scurtă pauză publicitară ca să nu ne ostracizeze omul de la butoane. Păstrează-ți semnătura de mână pentru autografe. DigiSign este soluția ideală pentru celelalte documente care necesită semnătura ta. Semnătura electronică DigiSign te scutește de zeci de drumuri. Declarații, raportări, facturi, le rezolvi pe toate din confortul casei sau al biroului tău. În plus, acum poți obține semnătura electronică DigiSign pe 1, 2 sau 3 ani. Eficient, rapid și cu consum minim de resurse. DigiSign, furnizorul tău de semnătură electronică din România. Iar vine ziua de luni. Ce bine! Pe bune, cine așteaptă ziua de luni? O să vezi tu. Neașteptata ofertă de luni și de marți. Doar pe 17 și 18 februarie ai 30% reducere la toată categoria de fructe și legume congelate. Kaufland, și săptămâna-i bună! Ești antreprenor? Vrei să învățăm din experiența ta, din eșecurile și succesele tale? Spune-ne ce ai schimbat în viața business-ului tău în ultimul an. Îți dorim cartea Game Changer în business-ul românesc. 17 povești antreprenoriale de succes culese în timpul frumoasei campanii desfășurate de Telecom și Radio Guerilla în ultimul an. În plus, Telecom vine cu un pachet de servicii pentru business-ul tău. În fiecare dimineață, în Guerilla de dimineață, cu Dobro, Gilda, Matei și Telecom, suporterul Game Changers din România. Salut, sunt Hefe, iar primul lucru din viața mea pe care l-am căutat pe internet în anii 90 a fost Pearl Jam. Drept urmare, în fiecare duminică pe Radio Guerilla, ascultați Domestica, o emisiune ce pune oamenii pe drumul cel bun. Lumea bună se adună la Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Au fost la munte și le-a plăcut. Iar acum, împreună cu Baba Dochea, vin să ne cânte la expirat Halele Carol vineri, 21 februarie. Rock, post-rock și electronice într-un spectacol plin de riff-uri, beat-uri, melancolie și agresivitate. Am fost la munte și mi-a plăcut. Alături de Baba Dochea, vineri, 21 februarie, la expirat. Bilete online în rețeaua iabilet.ro. Expirat Halele Carol este Avanpost Radio Guerilla. Metope. Am revenit în studio alături de Horia Patapievici și Răzvan Ioan. Tocmai vorbeam despre cum era într-un polis antic. Horia Patapievici spunea că n-ar fi dorit să trăiască într-o cetate antică. Eu spuneam că din potrivă mi-ar fi plăcut. Invoca faptul că magistrații erau trași la sorți. Eu am replicat că totuși generalii erau aleși și cei care erau buni oratori se puteau afirma. Într-o cetate antică, cred că președintele nostru n-ar fi avut nicio șansă. Da, cred că limităm discuția la Atena aici. Stai un pic, că în Atena aveau... O treime dintre cetățile grecești erau democratice. În Sparta, o treime. Mai puțin. Și Sparta este marea câștigătoare pe termen lung. Da, ați fi vrut să trăiți acolo. No, a câștigat războiul, a pierdut pacea. Da. E perdantul absolut. În muzeele de astăzi găsești artefacte din Atena peste tot, din Sparta. Sunt câteva din Sparta. Sunt frumoase, da. Sunt frumoase. A, uite, bună întrebare. Ce înseamnă să câștigi? Ce înseamnă să câștigi o luptă de genul ăsta pe termen lung? Înseamnă să câștigi prin cultura pe care o proiectezi în afara orașului sau în afara formei de organizare. De asta Europa acum este marea câștigătoare a modernității. Așa se consolează intelectualii când pierd bătălii, da. Una după alta, da. Dar hai să revenim totuși la cartea lui Horia Patapievici, Omul Recent, care de-al minte nu se mai găsește în librării. O să adaug ceva despre cetatea antică și faptul de a trăi acolo. Sparta îmi displace profund, pentru că controlul comunității asupra individului era quasi total. Dincolo, avem un control al cetății asupra individului care provine din îndatoriri. Îndatoririle civice, așa spune, erau obligatorii, nu facultative. Ceea ce revine la situația asta pe care Benjamin Constant
La începutul secolului XIX a analizat, există o diferență profundă între libertatea anticilor și libertatea modernilor, pe care o exprim printr-un singur cuvânt. Idiot în greacă înseamnă privat. Da, omul care nu participă la viața cetății, care nu are păreri politice. Era idiot, așa îi se spunea. Idiotez, da. În urmare, n-aș vrea să fiu idiot în cetatea da, uite, da, da, stai puțin. După niciun standard tu nu ești idiot pentru că ai opinii politice și din păcate ai și plătit un preț foarte mare pentru asta și, mă rog, și eu sunt un om care s-a poziționat. Idiotul e cel care nu se poziționează deloc. Apoliticul. Da? De fapt, pentru greci, apoliticul este idiotes, e cel care nu participă la viața cetății și viața cetății înseamnă un angajament total. Este cetatea e cea care te face să fii om cu adevărat. Iar să nu îți îndeplinești îndatoririle cetățenești înseamnă să decazi de la acest statut uman. Da. Altfel spus, cel care se retragea în spațiul privat în mod strict era un condamnat ca fiind un idiot. Hai să revenim la conceptul de datorie care apare în Omul Recent, apare în carte și acolo într-adevăr faceți distinția între datorie, care este termenul antic, termenul fundamental, și libertate sau egalitate, care ne sunt nou apropiate. Dar m-a mirat totuși faptul că, uite, un gânditor fundamental pentru modernitate, cum este Kant, a cărui filozofie practică este evident centrală și care pune mare accent pe noțiunea de datorie. Și libertate și datorie. Da, dar, bun, fără datorie nu poți să ai etica kantiană, nu poți să ai nici gândirea politică, cred. Și nu-i întâmplător faptul că atunci când Kant începe să scrie despre morală, el îl citește pe Cicero. De Officiis, da. Da. E ultima carte a lui Cicero, un fel de testament moral și filozofic al lui Cicero. Dar înțeleg că, bun, vorbesc despre aceeași noțiune, dar nu mai înțeleg chiar la fel, nu? Altfel n-am mai avea această tranziție între antichitate și modernitate. Pentru că în gândirea stoică și în gândirea lui Cicero, obligațiile decurg din rolul pe care îl joci în societate. Deci ele sunt totuși legate de un anumit rol. Sigur, orice om are un rol în societate, pentru că societatea este guvernată de providență, fiecare își are un loc în această ordine cosmică și atunci pentru orice om decurg o serie de obligații, pur și simplu din faptul că este om, din faptul că este cetățean, din faptul că are o avere, că are o familie. Cicero gândește foarte mult, așa cum o fac toți stoicii, în funcție de natura umană, de natura, cum să spun, poziției pe care o ai în societate. Și aici vedem și înrudirea cu gândirea lui Kant, dar și diferențele. Pentru că la Kant nu e vorba de obligații care decurg dintr-un rol social, ele decurg din libertatea umană. Natura umană, deci, adică libertatea umană. La libertate. Și simplific prea mult când zic că libertatea e bună, egalitatea poate să fie dăunătoare. Simplific prea mult când prezint așa... Cred că da. Ce pierd, ce ratez. Ce câștigăm când... Ce simplificăm. Da, da. În primul rând câștigăm în inteligibilitate. Cei care ne ascultă înțeleg ce vorbim. Nu știu, trebuie întrebat. Da. Imediat răspund, Răzvan. Când ai făcut distinția între de unde pornește Cicero în datoriri și de unde începe Kant, respectiv legea naturală și libertatea omului, mi-am amintit că cred că înspre pacea eternă, el are o definiție a ceea ce este o națiune europeană. Țineți minte, el spune așa, numesc europeană acea națiune care acceptă numai constrângerile care decurg din legea liber consimțită. Și mi se pare că ilustrează perfect definiția asta a națiunii europene, distinția pe care ai făcut-o mai devreme, Toane. Revenind la întrebarea
Tarăzvan. Eu nu știu să răspund prea bine la întrebarea asta, pentru că n-am rezolvat problema egalității și a libertății. Cred că ele trebuie analizate din perspectiva conceptelor infinite. E o problemă pe care o pune în Philebus Platon. Și libertatea și egalitatea sunt concepte nelimitate sau nu? Răspunsul e da, dar în feluri diferite. Noi avem o experiență istorică în care ilimitatul egalității a dus la regimurile totalitare, și nu fac distinția aici între stânga și dreapta. Pur și simplu pentru că a postula necesitatea libertății, egalității absolute implică, de fapt, o confiscare a omului de către legea care îl egalizează. Iar această lege este reprezentată de stat, care impune prin instituțiile lui conceptul de egalitate. În societățile libere de astăzi există o tendință spre ilimitarea egalității și nu fac nicio referire la rădăcinile ei emoționale, psihologice, invidie sau mai știu eu ce, dar simt că și aici există în societățile de astăzi tendința de a spune nu e legitimă diferența ta pentru că trebuie să primeze egalitatea mea. Și în numele diferenței este impusă o egalitate din ce în ce mai mare, care practic este nelimitată, diferența față de situația dinainte fiind aceea că nu statul îmbrățișează legea egalității pentru a o impune prin forță, ci prin intermediul opiniei publice se exercită un tip de teroare, de nu știu cum să o numesc, teroare soft. Soft, da, ca oamenii moale să intre în această noțiune de egalitate. Dacă privesc ilimitatul libertății, cel mai simplu este să spun că e anarhia. Ceea ce înseamnă dinamitarea oricărei legi, anomia până la urmă. Dar dacă fiecare om își dă legea proprie, asta este o formă de ilimitare a libertății care conduce la forme pe care le putem judeca ca fiind bizare. De exemplu, citeam de curând despre cazul unei profesoare din Marea Britanie, nu știu dacă la Cambridge, parcă acolo, care spunea ca să salvăm natura trebuie să eliminăm umanitatea. Dar atenție, limbajul meu, spune ea, nu este antiumanist, eu iubesc pe oameni. Noi, pur și simplu, ca să aibă grijă oamenii de ei, ei trebuie să înceteze să mai existe. Și asta se poate face abținându-ne să ne mai reproducem. Pur și simplu. Și în felul ăsta putem imagina o situație de minunată grijă a omului de după extincție față de natura care va înflori după el. Ce-i asta? Deci ce sacrificiu pentru univers. Da, asta nu știu dacă e un gând pe care am voie să-l spun pe post sau e o formă de blasfemie, dar aproape că este o inversiune a sacrificiului cristic. Iisus se sacrifică pentru noi oamenii astfel încât să ne mântuiască într-o ordine superioară, oricum am înțelege. Noi acum ar trebui să ne substituim aceste autorități, dar ca să salvăm ce? Nu mai salvăm oamenii, nu mai salvăm spiritul, ci salvăm natura, pe care, bineînțeles, nu o disprețuim, dar dacă nu mai suntem acolo, atunci la ce bun? Salvăm lumea de prezența noastră. Omul a devenit o pată, cum spunea Susan Sontag. Rasa albă este cancerul umanității. Bun, se referea la rasa albă, da, dar acum între timp văd că e vorba de umanitatea în întregimea ei, nu? Dar e foarte interesantă ideea ta, Răzvan. Da, e un fel de mecanism cristic care s-a gândit. Inversat, da. Și s-a inversat. Și asta conduce nu la salvarea umanității, cum este sacrificiul lui Hristos, ci la anularea umanității pentru a salva nu natura pur și simplu, ci natura lipsită de om. Da. Mecanismul acesta al inversiunii se regăsește des în carte. Uite, ceva ce îmi place foarte mult la început este inversiunea dintre ceea ce numiți cunoaștere tare și cunoaștere slabă.
cunoașterea tare care este caracteristica antichității, cunoașterea esențelor a ființei, a ceea ce este etern, și cunoașterea noastră care este cunoașterea tranzitoriului, a schimbării. Pentru antici, de fapt, nici nu exista cunoașterea schimbării a generării, nu era cunoaștere autentică. În schimb, noi inventăm tot felul de metode, începând cu filozofii din secolul 17, Bacon, Descartes, tocmai pentru a cunoaște lumea din jurul nostru, pentru a cunoaște ceea ce nu are substanță, și asta, într-un fel, ne contaminează, nu? Propun să reluăm discuția după pauză, că e o temă mult prea importantă. Metope. Bueno ți aduce zilnic răsfățul suprem, dar îți mai poate aduce vacanțe exotice în doi în resorturile Six Senses din Maldive, Bali sau Vietnam și zilnic un gift card Molecule F în valoare de 1000 de lei pentru accesorii și outfituri semnate de designeri români celebri. Savurează un Kinder Bueno, înscrie codul de pe bonul fiscal pe kinder.com și intră în tragerea la sorți pentru premii surprinzătoare. Pentru și mai multe momente de răsfăț suprem, ascultă în fiecare marți de la 7 Roz, alături de Carla Maria Teaha. Salut, sunt Nic și îmi dau silință, dar nu într-atât încât să pară vulgar. Deci decât gen, marți seara, de la ora 9, vă invit în No Man's Land, care nu e o emisiune de radio, ci o misiune pur și simplu. Frumos împachetată sub forma unui coan, cel mai adesea strălucitor. Audiență plăcută dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Lumea bună se adună la Radio Guerilla. Un român citește în medie o carte pe an, adică aproximativ 60.000 de cuvinte. Asta înseamnă 0,11 cuvinte pe minut. Eu ți-am citit deja 23 în 10 secunde. Îți recomand să citești mai mult și mai bine în doze săptămânale. Abonează-te la Dilema Veche. Citit de Radio Guerilla. Anunț foarte important. Enter. Florin Oșlobanu din Control vine la Radio Guerilla cu o nouă emisiune. Enter. Muzică experimentală, nouă, de dans, cum îi place lui. Enter. Bineînțeles că această emisiune are și un nume pe măsură. Enter. Cu Florin Oșlobanu, în fiecare miercuri de la ora 21. Lumea bună se adună la Radio Guerilla. Universul entero, escucha! Salut, sunt Marius și povestea mea e puțin altfel. Până la 12 ani, mama mi-a zis în fiecare zi că eu sunt Iisus Hristos, dar mie nu-mi prea place să vorbesc despre asta, pentru că asta e ceva ce uitasem. Uitasem, un spectacol despre lucrurile pe care le-am crezut uitate, dar care ne urmăresc mereu, inspirat dintr-un caz real, scris și regizat de Gabriel Sandu, cu Nicolas Cațianis, Edit Alibec și Andrei Raicu, pe 20 februarie la Point. Bilete pe eventbook.ro. Point este avampost Radio Guerilla. Metope. Am revenit în studio în compania lui Horia Patapievici și a lui Răzvan Ioan. Vorbeam despre salvarea naturii prin extincția umanității. Numai că era o extincție totuși pașnică, prin abstinență. Da. Prin practicarea unei virtuți. De asta nu i-a ajutat pe dinozauri. Ei totuși au dispărut, chiar dacă noi nu eram prin preajmă. Da. Și atâtea alte forme de relief și specii animale. Da, nu. Bun. Spune și prietenul nostru Cătălin Avramescu că e mai important să fie urși prin Carpați decât populație umană pe teritoriul României, că e bine că scade populația. El așa spune, că eu, de fapt n-ar trebui să fim atât de disperați de declinul demografic al României, ar trebui dimpotrivă să ne pară bine și să susținem cauza urșilor carpatini, care este o cauză sacră, da? În ironia lui a adoptat exact premisa
Și spui, și el spune, păi da, dar că mai e cât un urs agresiv. Bine, bine, spune el, dar ce cauți în spațiul lui vital? Uite, spuneam în pauză, Horia, ceva esențial, și anume, modernitatea caută noul și vrea să-l creeze, cu tot din adinsul. Anticii creau noul, dar din întâmplare. Dacă mi era o întreagă școală neoplatonică, care nu voia să spună nimic diferit de Platon. Evident că tot interpretându-l, reinterpretându-l, spunea ceva legătură foarte nou. Cu... Au reușit să spună ceva foarte, foarte nou, da. Răzvan Ioana, amintește ceva care a apărut și din discuția noastră cu Marilena Vlad, aici chiar în studio Radio Guerilla și la cursul ei de la Casa Paleologu, da? Cum, de fapt, noi le spunem neoplatonicieni, dar ei ar fi fost enervați de acest neo pus în fața referinței la Platon. Erau în mintea lor platonicienii, nu spuneau nimic diferit de ce spusese Platon. Spune-i bizantinului că e bizantin. Da, și se va înfuria. Mi-ai spus asta? Nu, nu. Sau îi spui locuitorului Constantinopolul din ziua în care, marți, 1453, când a căzut Constantinopolul, că este grec. Deși etnic era grec, evident, ți-ar fi spus, sunt roman. Se definea prin cetățenia romană. Da, pe tema asta trebuie să-l chemăm pe Petre Goran să ne Sunt foarte curios cum stau lucrurile cu noțiunile despre care am vorbit înainte de pauză, și anume cunoașterea antică tare, cunoașterea autentică și cunoașterea noastră. Da, asta era noastră... chestiunea esențială care rămăsese în suspensie. Da, cred că modernitatea este un fapt de inversiune a tradiției. Și am nevoie de doi pași ca să explic ce este asta. Primul pas este să descriu care este esența, nu știu, operațională a creștinismului, și al doilea este să mă refer la modul în care, în mod tradițional, respectiv de către greci, a fost descrisă ființa față de neființă, natura față de divini. Am să încep cu partea a doua. Textul clasic în care avem o înșiruire a tuturor atributelor tari, le spun așa, ale ființei, este un fragment din Parmenide, fragmentul B8, cum se cheamă la Hermann Diels. Acolo avem o listă de 30 și ceva de atribute, care toate se aplică părții tari din existență, care este ființa, care este divinitatea. Naturii ce-i rămân? Naturii îi rămân numai atributele slabe. Ce vedem este în secolul al XVII-lea că migrează atributele tare ale ființei spre natură. Natura capătă, fără să împrumute, le confiscă, din însușirile care înainte fuseseră numai ale ființei sau ale divinității. Asta permite cunoașterii slabe a anticilor, care erau o cunoaștere practică îndreptată spre natură, să devină ca posibilitate o cunoaștere tare, pentru că obiectul ei a devenit tare. S-a produs o inversiune. Ce fusese tare, slab în natură, devine acum tare prin importul atributelor divinității. Asta e un palier. Al doilea este cum putem gândi operațional creștinismul. Și răspunsul este oriunde tradiția pusese plus, creștinismul pune minus. Iar Dumnezeu a chemat lucrurile slabe și nebune ca să le facă de râs pe cele înțelepte. Am citat din Apostolul Pavel, din Epistola către Corinteni, una dintre ele, cred, sau Romani, nu mai știu. Nu, în Corinteni, cred că e. În Corinteni. Cu geniul lui teologic și instituțional remarcabil, Pavel indică mecanismul prin care creștinismul răstoarnă lumea. Dacă vreți să găsim undeva o răsturnare totală a tuturor valorilor, înainte de Nietzsche, găsim la creștinism în raport cu lumea antică. Creștinismul valorizează tot ceea ce antichitatea morală desconsiderase. Ceea ce este slab, ceea ce este sărac, ceea ce este umil, este valorizat în creștinism. Creștinismul, prin urmare, poartă cu el o matrice a inversiunii. Această matrice a inversiunii, golită de purtătorul creștin, este importată de modernitate. Și cele două mecanisme se întâlnesc.
Astfel încât cred că este un bun temei de a putea gândi modernitatea în termen de inversiune. Ceea ce aș adăuga acum în față de această descriere cu două componente care se adună este că odată de importat mecanismul de la creștinism de inversiune gol, fără creștinism, el se aplică recursiv. Se aplică asupra lui însuși indefinit. Și ce vedem ca deosebire dintre modernitatea recentă sau postmodernă și modernitatea clasică a secolului al XVII-lea, care încă seamănă cu tradiția, este că între timp s-a aplicat de nu știu câte ori raportul de inversiune. Și întrebarea în termenii discuției de mai înainte cu conceptele nelimitate, e limitat procesul sau nu? Nu, cred că e nelimitat. Procesul inversiunii, da. Aici, nu știu, parcă vine să caut nod în papură. Nu că n-aș fi de acord cu teza în liniile ei mari, dar mă întreb dacă e chiar așa, pentru că nouă ne vine din Nietzsche ideea că Pavel răstoarnă totul. Și într-adevăr, avem acele pasaje în care spune Pavel nebunie în ochii lui Dumnezeu, ce este înțelepciune în ochii oamenilor și viceversa, fără îndoială. Dar legat de sărăcie, inclusiv în elenism, în gândirea greacă, avem în unele curente de gândire o valorizare a sărăciei. Tot curentul cinic pune accentul pe sărăcie, da? Sărăcia lui Diogene, fiul de Bangata, de admitere, era băiat de bancher, nu? Și alege sărăcia ca un franciscan, am putea spune, așa cum și Iisus alege sărăcia. Un franciscan cinic. Poftim? Un franciscan cinic, dar seamănă, paradoxul e că cinicii seamănă cu franciscanii, dacă ne gândim la etosul care îi animă. Și de admitere, chiar oameni bogați, da, cum e Plutarh. Plutarh este un gentleman farmer, un moșier din Beoția, preot la Delphi, cu conexiuni în cele mai înalte sfere ale Imperiului și totuși el de fiecare dată spune că prea multă bogăție strică, bogăția este stricăcioasă pentru suflet și de fapt asta e o temă constantă în gândirea greacă și Platon spune asta, dacă nu-i bine să existe prea mari diferențe sociale, bogăția excesivă e periculoasă, deci există această tendință și în gândirea greacă sau mă gândesc la un alt lucru, ni se spune mereu că creștinismul i-a eliberat pe sclavi. Da, se poate spune asta pe termen lung, sigur că există o influență, dar vedem într-o epistolă faimoasă a lui Pavel, da, când se întoarce un sclav la stăpânul lui, el nu îi spune stăpânului, eliberează-l pe, cum îl cheamă, Onisim sau numai cum îl cheamă pe sclavul respectiv, ci spune fii drăguț cu el că mi-a fost de mare ajutor. Da? Deci nu e chiar o negare a sclaviei în esența ei. De-aia spunem, caut nod în papură ca să anim discuția. Știi cum aș răspunde? Zona pe care o evoci este zona înțelepciunii. În zona înțelepciunii avem acest principiu, nimic prea mult. Solon. Da. Nimic în exces. Nimic în exces. Într-un dialog, cineva îl întreabă pe Socrate, Socrate, ce îi spune unui tânăr, nu știu ce? Și el a spus, i-aș spune nimic prea mult. Asta este un răspuns la zona pe care a evocat-o. Cu sărăcia, aici este o altă zonă clasică, care să zic așa, este zona vieții filozofice, care mai târziu a devenit viața ascetică, adică viața supusă unui exercițiu care e de natură spirituală. Noțiunea însăși de asceză se găsește în filozofiile grecești antice. Da. Unde mi-aș susține cazul, adică creștinismul este o inversiune, lăsându-l deoparte total pe Nietzsche. Ne place Nietzsche. Dar în situația asta vreau să-l las, pentru că a fost un detractor neplăcut pentru mine. Măcar în post să nu-l citești pe Nietzsche. Nu pot să promit. Voi controla, Răzvan, da. Scuze. Răzvan Ion a scris o teză de doctorat despre Nietzsche și atunci îl tachinez tot timpul
citit. Da. Eu îl citesc pe Calcimici în post, da. Da. Da, dar nu că ar fi o interdicție. De era catolic. Asta e culmea. De parcă noi n-am fi sobornicești. Da. Universaliști noi înșine. Aș susține cazul creștinismului că este o inversiune prin figura lui Hristos. Hristos moare răstignit pe cel mai infamant instrument de dare a morții din antichitate. El, Dumnezeu, moare pe cruce. Moare în modul cel mai infamant cu putință. Gloria, dacă există, este o glorie pur spirituală. Sau, cum e în creștinism, pur spiritualul, cu un adaus de trupesc semnificativ, el nu învie ca un suflet, nu se ridică la ceruri ca un suflet, ci se ridică cu trupul lui, pentru că promisiunea este că trupurile noastre vor învia, nu doar sufletele, într-o manieră platoniciană. Deci creștinismul inversează datele de bază chiar în figura lui Hristos. Adică, pe scurt, crucea este simbolul inversiunii. Da. Crucea este, ce numeai tu, matricea inversiunii. Da, pentru că așa și-a fost numită nebunia crucii. Nu înțelepciunea crucii, ci nebunia crucii. Hai să mai introducem aici o posibilă inversiune. Și de data asta sunt clar în acord cu Nietzsche. Și anume Socrate și Platon deja reprezintă inversiunea lumii antice. Pentru că ei construiesc, mai ales Platon, o lume care iese din lumea pe care o cunoaștem noi. Pentru un autor de tragedii, să spunem, pentru cineva care celebrează misterele de la Eleusis, bun, natura este populată de zei, dar totuși natura. Parmenide, Platon, toți acești mari filozofi sunt cei care încep să vorbească despre o altă lume. Deci avem deja o primă inversiune spre înalt, după care o inversiune în creștinism și aceasta dă naștere modernității. Și în cazul acesta, într-un fel, nici ar avea dreptate cu celebra sa vorbă, creștinism e platonism pentru popor. Bun, deci trebuie să ne întoarcem la Homer. Da, exact. Deci ca să fim cu adevărat paleologici, da, cu adevărat vechi, nimic trebuie să altceva. Ne întoarcem la Homer. Homer și Eschil, nu știu nici Sofocle, dacă e... Sofocle e acceptabil, da. Da? Lucrurile încep să se strince cu Euripide, cu Socrate, cu Platon. Și e ceva fabulos în Omul Recent, o idee care îmi place foarte mult, și anume că... În Evul Mediu, în perioada scolastică, s-a întâmplat ceva, și anume Dumnezeu a devenit din orientare enunț. Și din momentul în care a devenit enunț, am putut să ne punem problema. Putem să demonstrăm dacă există, nu există, intră deja în domeniul demonstrației. Și atunci, bineînțeles, vor fi mulți cei care vor spune, nu putem să demonstrăm. Deci, hai să nu mai vorbim de Dumnezeu, Dumnezeu devine ipoteză inutilă. Ceea ce înseamnă că, într-un fel, creștinismul și-a făcut-o cu mâna lui. Când așa ar spune. Da, când s-a transformat din direcție în enunț. Și asta n-ar însemna, într-un al doilea moment, că dacă vrem să recuperăm credința creștină, trebuie să fie tot în sensul unei orientări, a unei direcții, nu a unui set de dogme, reguli, enunțuri, cum vrem să... În mod clar, Pascal așa a spus. Pascal spunea, da, poți demonstra existența lui Dumnezeu, dar numai cum demonstrezi existența unui număr infinit. Adică ce să faci cu un număr infinit? Problema nu este să demonstrezi existența Dumnezeului filozofilor, pentru că poți să o faci, dar nu e interesant. Problema este să demonstrezi existența lui Hristos, adică acelui Dumnezeu care are cu omul un raport privilegiat, care este un raport de răscumpărare, de salvare, de înviere, cu omul care este parte din dumnezeire, pentru că Dumnezeu însuși s-a făcut om. E, cum demonstrezi asta? Nu bazându-te pe enunț, ci pe inimă. Adică orientare, da. Orientare. Îmi venea întrebarea în minte, da, omul recent se studiază la Facultatea de Teologie? Sper că da. Bun, și Dumnezeu s-a făcut om, Iisus vine pe pământ și ce se întâmplă? După cum foarte bine subliniez, nu este acceptat nici de autorități, de preoți, este răstignit, evident, nu este acceptat nici de discipol până la capăt, pentru că carnea este... Bun, depinde de Evanghelie. Nici de popor.
Nici de popor, da. Care îl condamnă până la urmă. Care îl vrea pe tâlhar. Da, vrea pe Barabas. Poate nu era doar tâlhar. Sunt anii urii. Da. În jurul anului 30. Da. Da. Uite, ce? Eu când am văzut titlul Anii Urii, eu am sărit în sus de bucurie. M-am gândit că lucrurile nu sunt chiar atât de rele cum aș fi crezut. Deci, teza mea e următoare. Dacă avem Anii Urii, înseamnă că s-a terminat. Înseamnă că vrem să... Bun, ura va falsifica, va minți, dar falsul se va referi la anumite lucruri factuale. Și mai rău ar fi fost dacă am fi avut o inversiune de genul resentimentului. Și ca să explic ce vreau să zic, aș folosi imaginea, fabula cu vulpea care n-ajunge la struguri și zice că sunt acri. Ura spune, strugurii sunt acri. Numai că, bineînțeles, putem testa empiric dacă sunt acri sau nu. Vulpea nu poate să ne păcălească până la capăt. Dar dacă vulpea ar spune, strugurii aceia sunt dulci. Recunosc asta, dar mie îmi plac strugurii acri. Eu nu mai vreau pe aia dulci, pentru că nu sunt buni, sunt răi. Îi vreau pe cei acri. În situația noastră, da, recunosc că anumiți oameni sunt buni. Recunosc că i-am hulit deși sunt buni. Dar mie îmi plac cei care nu sunt buni, cei care sunt mediocri, cei care urăsc. Atunci ar fi poate o situație și mai rea. Inversiune peste inversiune. Da. Numai că aici cel care urăște va spune, nu își va pune problema dacă strugurii sunt acri sau sunt dulci și care e raportul de veracitate a propoziției mele, strugurii sunt acri. Nu, cel va spune, vreau să-ți strivesc strugurii de nu te vezi. Da, în cap, să-ți dau cu strugurii în cap. Vă că fabula asta ne ajută foarte mult ca să vorbim despre experiențele noastre din ultimii ani. Deci, avem trei variante până acum la fabula cu strugurii și cu vulpea. Strugurii tăi de nenorocit. Da. Da. Uite, recunosc că nu m-am gândit atât de departe. Când vulpea te ia la bătaie. Da, sau o trăvește strugurii, că mai e și varianta asta. Bun, și ce ne facem în situația asta? Cum stăm cu credințele, valorile, educația? Care e, după acest diagnostic dur, care e soluția? Păi, maestru tău Nietzsche a spus-o, trăim în epoca... Nici al dumitale. Dumitale a spus așa că trăim în epoca în care nu doar că Dumnezeu a murit, ci cele mai înalte valori și-au pierdut complet credibilitatea. Noi nu mai putem crede oricât ne-am strădui să credem în marile valori. Și asta e ceva profund. Pentru că nihilismul nu este vine cineva și spune nu există Dumnezeu. Ci este situația în care omul care vrea să creadă în Dumnezeu descoperă că nu mai poate să o facă și că raportul lui cu Dumnezeu este întinat, este încenușat de acest nihil, de această lipsă totală de veracitate a valorilor înalte. Spune-ne tu întâi care era remediul lui Nietzsche și după aia căutăm noi nod în papura. Nu știu, îl caut de ani de zile. E sinistru. Este amor fati față de întoarcerea identică pentru totdeauna a lucrurilor. A lucrurilor. Dar trebuie să iubești această eternă reîntoarcere. Trebuie să fii nebun, de legat. Da. Bun, dar aș nuanța totuși lucrurile și a spune că e adevărat că Nietzsche spune că nu mai putem să credem într-o lume adevărată. Într-o lume a adevărului, a valorilor, a credinței, a lui Dumnezeu. Da, o lume transcendentă. Asta nu înseamnă că n-am pierdut voința de adevăr. Acest instinct pentru adevăr. Acesta încă se află în noi. Îl căutăm. Răzvan îl știe bine pe Nietzsche. Îl știe pe din afară. Da, da, așa este. Păi, la nihilist se ajunge prin veracitatea adevărului. Na. Și cine a stimulat această voință de adevăr? Creștinismul. Tocmai creștinismul, da. A făcut, a ascuțit această voință de adevăr. Da, știe și pe Spinoza. Bun, uite, Spinoza diviniza natura, dar în același timp naturaliza pe Dumnezeu. La Spinoza nu aveam... cred neapărat o problemă de credință. Nu-și punea problema în acești termeni și nici măcar nu credea că renunțăm la adevăr. Putem să avem cunoaștere adevărată, cunoaștere adecvată la Spinoza. Nu e nicio problemă aici. A, că nu ne pricepem noi, suntem muritori, suntem limitați. Da, foarte bine. Dar
natura este creatoare și noi putem să cunoaștem ceea ce este natura, tocmai pentru că natura nu este doar creatoare, este și inteligibilă, așa cum este Dumnezeu. Și putem să cunoaștem la Nietzsche, nu mai avem astfel de garanții. Nu, pentru că la pasajul la care ai făcut aluzie din Amurgul Idolilor, cu Nu mai există o lume adevărată, acolo el spune un lucru care face manifest geniul lui. El spune, odată cu lumea lucrurilor adevărate, am pierdut și lumea aparențelor. De îndată ce nu mai există o lume adevărată, nu mai există decât o lume a fabulelor. Și asta e un simulacru de lui Baudrillard și tot sosul postmodernist, care pleacă dintr-o observație însă profundă, aceea că aparențele stau sau cad împreună cu existența unei lumi adevărate. Dacă veracitatea adevărului importată din creștinism în filozofia care nu mai așa a năruit și lumea adevărată, spunând că ea nu mai are nicio credibilitate, aparențele însele s-a terminat cu ele. Bun, în cazul ăsta, care e soluția lui Nietzsche? Din ce înțeleg eu, el spune, n-ar trebui să renunțăm la obiectivitate. Putem să avem un grad de obiectivism, dar cum nu este un obiectivism o cunoaștere absolută, ci o multiplicitate a perspectivelor. Cu cât avem mai multe perspective subiective, cu atât suntem mai obiectivi. Deci obiectivitatea a devenit o noțiune de grad. Dar hai să adunăm cât mai multe perspective, să cunoaștem cât mai mult. Cred că, de altfel, stabilește și o diferență între perspective. Unele sunt mai bune decât altele. Astronomia este superioară astrologiei, bineînțeles. Nu știu, medicina... Asta zici tu. Și îmi place să crezi și Nietzsche. Asta pentru că ești balanță și ești și în zodia boului după zodia cu chineze și ascendentul e dubios. Da? Homeopatia este inferioară medicinei, alchimia este inferioară chimiei. Deci nu toate perspectivele sunt chiar egale. Adică Nietzsche vrea totuși să păstreze ceva care să corespundă acestui instinct, acestei dorințe de adevăr. Dar postmoderniștii pierd cu totul nu această orientare. Vor să ia doar o parte din Nietzsche și să renunțe la... Pentru că postmodernii pleacă din Nietzsche, dar nu sunt... Nu l-au citit bine. Mi-am amintit acum un fragment din Voința de putere, care spune că suprema voință de putere constă în a aplica categoriile ființei naturii. Deci Nietzsche n-a ieșit, Nietzsche și-a păstrat în ciuda profetizării nihilismului și a pierderii de credibilitate a tuturor valorilor înalte, el și-a păstrat sub numele de voință de putere instrumentarul moștenit din tradiția clasică. Deci dacă el a ridiculizat creștinismul spunând că este un platonism al maselor, aș putea spune că filozofia lui Nietzsche este încă o dată un platonism, dar afirmat ca voință de putere într-o lume care nu mai are pe Dumnezeu. Da, eu aș vrea să încercăm să explorăm și un alt aspect al omului recent, și anume amnezia, lipsa de memorie. E o temă veche, da? De când lumea, nu când deja în Odiseea, uitarea este de fapt răul care îl amenință pe Ulise. Da? De ce sunt periculoase sirenele? Pentru că sunt agenți ai uitării. Da? El în permanență se luptă cu uitarea și problema amintirii a ceea ce ești și de unde vii și unde să ajungi. Ori modernitatea asta ultimă e fundamental amnezică, adică e în mod definitoriu este amnezică, și tocmai aș vrea să te întreb dacă vezi o legătură între acest lucru și fenomenul pe care îl descrii în Anii Urii, care e o carte despre, mă rog, niște ani din viața politică românească, din viața zbuciumată a post-decembrismului românesc, dar care totuși, dincolo de Băsescu, Anti-Băsescu, USL, tot felul de lucruri de genul ăsta, cred că
pune problema mai profundă. De ce este societatea românească intoxicată de ură? Da, pe tot parcursul acestor 30 de ani, și în anii 90, și în anii 2000, și după 2010, da, s-ar părea că ura e modelul după care se orientează societatea românească. Și întrebarea mea este, oare există oare o legătură între amnezie și ură? Nu cred. Eu te întreb pentru că cred că da, de aia te întreb. Sau nu pot eu să o fac, atunci o să o faci tu. Dar despre amnezia omului recent, aș exprima-o în funcție de actul fondator al nașterii modernității, care este ruptura cu tradiția. Deci toți marii, cum i-a numit Amos Frankenstein, teologi seculari ai secolului al XVII-lea, pentru că toți savanții de atunci sunt de fapt teologi seculari, au interese profunde legate de teologie și oricând se poate demonstra că ontologia lor sau știința lor este o formă de teologie, că e vorba de Descartes, Bacon sau Newton, e perfect valabil, ca să nu vorbesc de unii care sunt foarte apropiați, cum e Malebranche, dar toți sunt teologi seculari. Ori ei, toți, în grade diferite, își afirmă noutatea în raport cu o tradiție pe care o repudiază. În cazul lui Francis Bacon, că sunt magicienii renașterii epitomizați de figura unui matematician, altminter, care este John Dee din societatea elizabetană, este problema locală a lui Bacon. Descartes se separă de tradiția scolastică, Newton se separă de Descartes însuși și așa mai departe. Prin urmare, actul fondator al modernității este separarea de tradiție. Asta implică sau nu amnezia? Păi da, este o amnezie selectivă. Este o amnezie programatică. Voită. Voită. Deci este o voință de ruptură. Propun să reluăm voința de ruptură peste câteva clipe. Și acum o știre de senzație de ultimă oră din Piața Auto. Opel ți-a pregătit cea mai bună ofertă pentru noul Opel Corsa în programul Rabla. Cu prețuri de la 9.988 de euro cu TVA, noul Opel Corsa te provoacă acum la test drive. Vino în showroom-urile Opel între 17 și 21 februarie, testează noul model și poți câștiga marele premiu, un Opel Corsa. Oferta de preț începând de la 9.988 de euro cu TVA pentru noul Opel Corsa este disponibilă doar în cazul inițierii programului Rabla 2020 și este supusă unor termene și condiții. Detalii pe opel.ro. Când afacerea ta e fericită și tu ești fericit. Cum altfel când ai la pachet convorbiri nelimitate, internet nelimitat și un iPhone XS? Acum ai iPhone XS la 99 de euro la achiziția unui abonament Vodafone Red Infinity X5 cu 40 de euro pe lună. În plus, ai multiple beneficii nelimitate în țară și în străinătate. Ofertă dedicată exclusiv companiilor mici și persoanelor fizice autorizate. Te așteptăm în magazinele Vodafone și ale partenerilor. Hai să ne bucurăm împreună de viitor. Ready, Vodafone Business. Salut, sunt Altom. Vă invit să ascultați Wine Around Tapas and Wine în fiecare sâmbătă de la 14. O emisiune strict despre muzică și, cum spunea un mare jucător de fotbal, Friedrich Nietzsche, fără muzică viața ar fi o greșeală. Lumea bună se adună la Radio Guerilla. Guerilla Radio Session. Luni de la 5 seara, în direct din studiourile Radio Guerilla, Macanache. Transmisie video live pe pagina de Facebook Radio Guerilla, facebook.com/radio.guerilla. Cu 2 de R și 2 de L. Guerilla Radio Session. Maestru de ceremonii, Bogdan Șerban. Universul entero, escucha! Dăm startul primăverii la TEDx Bucharest Salon cu primul eveniment al comunității. Women March Together, pe 7 martie la Auditorium Palladium. Women March Together este un eveniment cu cele mai relevante și actuale subiecte. Business, well-being și vulnerabilitate, social good, dezvoltare personală, creativitate, artă, design, implicare civică, body image, știință. Bilete disponibile pe tedxbucharest.ro. Plăcut de Radio Guerilla.
Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Metope. Am revenit în studio împreună cu Horia Patafievici și Răzvan Ioan, nu pentru a vorbi despre zodii, că am fusesem o mică discuție pe tema asta mai devreme, ci pusesem o întrebare legată de legătura posibilă între amnezie și ură, da? Și tu ai vreo lumină asupra subiectului? Tot ai menționat că îmi place Spinoza și că e un gânditor foarte aproape de sufletul meu. Tema fricii, la fricii și a urii. Ce este ură? Ura este o specie de tristețe. Și tristețea nu este nimic altceva decât o împuținare a capacității noastre de a gândi. Asta spune Spinoza? Da. Că ura e o formă de tristețe? Da. L-aș contrazice. Ura este o formă de frică. Dar și frica este o formă de tristețe, întrucât el are următoarea teorie. Există trei emoții fundamentale, trei afecte fundamentale. Dorința, care ne definește, și bucuria, respectiv tristețea. Bucuria este o sporire a capacității noastre de a gândi adecvat și de a acționa în consecință. Tristețea este o împuținare, o îngustare a orizontului nostru. Tristețea ne face sclavi. Și atunci toate aceste afecte negative, ura, derivă din tristețe. Frica, amnezia, da, derivă din tristețe. Și atunci sunt profund dăunătoare. Și sunt legate între ele. Și pentru au rădăcină comună. Horia Patapieș dezvoltă foarte lung legătura între frică și ură în anii urii, da? Cum e mobilizată frica pentru a genera ură, da? Și asta confirmă, nu-i așa, ce spuneai în legătură cu teza spinozistă. Și ce altceva? Amnezia decât uitare, deci împuținarea minții. Pentru că nu este acea uitare benefică, acea capacitate utilă care ne ajută să uităm ceea ce nu este important și să ne concentrăm pe ceea ce este important. Uitarea poate să aibă un rol foarte fructos. Dar amnezia nu cred că e asta. Amnezia este uitarea ceea ce este important, de dragul superficialului și de dragul lucrurilor cu totul accesorii. Dar uitarea, amnezia postmodernă, sau când spun postmodern, mă refer mai puțin la postmodernismul ăsta artistic sau mai știu ce, ci mă refer la noțiunea de postmodern. Adică acest post temporal se aplică constant modernității care l-a precedat, fără să știu dacă are vreun capăt lucrul ăsta, pentru că noi, ca piatra din piatră în piatră căzând, ca în versul lui Hölderlin, noi realmente cădem undeva prin mecanismul acestei modernități care și-a ieșit din țățână complet. Și amnezia de care spui, Toader, cred că face parte din acest mecanism în care, după actul fondator din secolul al XVII-lea, în care raportarea la tradiție a fost: ne separăm de ea pentru că avem ceva mai bun decât ea. Dar o știm. O știm, dar ne separăm pentru că avem ceva, o metodă, o știință, o filozofie, care sunt superioare tradiției. De-aia ne separăm de ea. S-a ajuns la o situație în care aproape că nu ne mai putem aminti lucrurile de ce anume trecut, ne separăm. Da? Pentru că pentru noi sunt forme de servitute. Adică s-a combinat cu ideea iluminismului de emancipare morală și religioasă față de tradiție, a fost încorporată ideea asta în modul în care individul își asumă identitatea personală. Este un atac la identitate dacă el nu este eliberat de tradiție. Tradiția a devenit o formă de opresiune, când de fapt ea este ceea ce trece prin mine, venind din spatele meu și duc mai departe. Asta e tradiție, asta înseamnă etimologie. Că duc mai departe, da. Da. Și el, cel care contestă tradiția, duce mai departe. Dar duce mai departe o formă de separare și de amnezie. Adică ceva complet stupid.
fabulos, pentru că trăim într-o epocă în care aveam acces la informație cum n-am mai avut nimeni până acum. Putem să cunoaștem atât trecutul nostru, cât și societăți din India, din China, din America, de oriunde. Și este un avem un potențial imens să cunoaștem, să devenim toate aceste lucruri pentru a deveni ceva mai bun. Dar înțeleg că noi nu profităm sau nu profităm cum ar trebui de toate aceste opțiuni. Păi, nu profităm pentru că, referindu-mă la ce a spus Toader cu amnezia, acum am să mă refer la memorie. Pentru că educația noastră desconsideră și defavorizează memoria. Bună observație, așa e. Este ideea că memoria este chiar... ați încărca memoria este ceva non-pedagogic, adică e ceva greșit. Și auzi și pe învățători și pe copii, elevi, spunând: eu n-am nevoie să memorez toate lucrurile astea pentru că știu de unde să le iau. Diferența dintre a ști de unde să-l iei pe Kant și a-l fi citit pe Kant ca să-l înțelegi este, iertați-mă, ca diferența dintre a avea ceva și doar a vedea ceva cu ochii. Ceva totuși halucinant. Pentru că inteligența însă și-are nevoie de memorie pentru a se articula. Nu există nici o formă de inteligență separată de memorie. Este o aberație pură. Da, da, da. Iar memoria este, iartă-mă, are o plasticitate formidabilă dacă o folosești. Adică devii cu atât mai apt să memorezi cu cât ai memorat deja mai multe. Ideea că memorarea este greșită și că este o piedică în calea formării individului este una dintre cele mai stupide idei moderne. E o prejudecată și contemporană, uite, însă se bazează pe o lipsă de reflecție asupra tipurilor de memorie. Pentru că, într-adevăr, în școala românească există o memorare tâmpă, o memorare mecanică pasivă. Înveți comentarii la limba română pe din afară. Toate, dar cum înveți limba latină? Păi nu vezi declinările, ba, da, da, da. Nu vezi terminațiile. Da, da, sigur că da, numai că diferența este foarte importantă între memoria pasivă și memoria activă. Țin minte când făceam latină cu Ghighi Ceaușescu, cu vărul meu, mi-a dat pe o foaie: uite, asta să ții minte, atât, nu mai mult. Și anume declinările și conjugările. Asta trebuie să ții minte, nu e mare brânză. Nu e greu să ții minte conjugările și declinările la tine, dar după aceea trebuie să practici foarte mult pentru ca aceste cunoștințe să ți intre în sânge. Foarte important este memorizarea activă. Memoria activă este memoria de lungă durată. De exemplu, Cicero, că tot vorbeam de Cicero, scrie despre memorie în De Inventione, da? Care este una dintre cărțile lui cele mai importante de teorie a retoricii, și spune cum să-ți antrenezi memoria prin imaginație. Legătura între imaginație și memorie, și memoria se cultivă în mod activ. Asta e foarte important, să întărim diferența între memorie pur pasivă. Nu spun că nu e deloc importantă, că ai nevoie și de o dimensiune pasivă a memoriei, dar importantă e memoria activă. Când faci ceva, înveți mult mai bine stilistică atunci când aplici stilistica, nu când doar semnalezi ce figuri de stil au utilizat Eminescu sau Sadoveanu. De fapt, ce mă interesează este cum să utilizez metafora, comparația, cum să utilizez o antiteză sau o repetiție în discursul meu, nu doar să semnalez ce au făcut alți autori. Ce vreau să spun cu exemplul ăsta e că în modelul clasic de educație, ciceronian, la quintilian, la teoreticienii antici, memoria este esențială, pe bună dreptate, așa cum spuneai și tu, numai că este o memorie activă. Înveți, ții minte practicând. Mi se pare că avem o metaforă profund greșită pentru a înțelege nu doar memoria noastră, ci și minte. O comparăm cu un calculator. Pe când un calculator stochează. Un calculator, da, poate să înmagazineze undeva, ține minte perfect. Memoria noastră prelucrează. Nu seamănă cu un calculator deloc. Nu scoatem dintr-un hard disk. Uite, să-l întrebăm pe Radu Seșciuc, da, care este un excelent programator și un discipol de-al nostru foarte activ și serios, și să-l întrebăm cum vede lucrul ăsta, că nu e ca un calculator mintea noastră, da.
cum sublinei foarte bine, noi învățăm atunci când facem, atunci când practicăm, când devine un obicei ceea ce facem. Cum e cu limbile străine, cu latina. Trebuie să citești, să exersezi, eventual să scrii, să vorbești această limbă. Evident, e mult mai greu când avem de-a face cu latina, cu greaca veche, cu sanscrita, știu eu, decât atunci când e vorba de o limbă vie. Îmi la școală în Franța, când eram în Ipocan și Cani, în clasele pregătitoare pentru ecol normal, exercițiile de tem latin și tem grec. Adică retroversiune, trebuia să traducem din franceză în latină și în greacă, mi se părea ceva infernal. De-aia n-am continuat cu studiile clasice, pentru că era de groază. Da? Aș vrea să obiectez la dezvoltarea ta, Toader. Te rog. În felul următor. Printr-o întrebare, distinția între memorie activă și memorie pasivă implică faptul că ele se pot defini independent una de cealaltă? Nu cred. Eu cred că au nevoie una de cealaltă. Au nevoie una de cealaltă. Categoric. Și aș spune că memoria activă se articulează pe o memorie pasivă deja existentă. Da, dar ca memoria pasivă ea însăși să fie eficientă, are nevoie de activare. Perfect. De memoria activă. Deci, ceea ce avem în vedere de fapt este o polaritate sau un dialog sau un o dinamică, un cuplu metodologic. Da, între memoria activă și memoria pasivă. Pasul următor este să invoc un exemplu clasic. Așa numitul argument împotriva scrisului pe care Phaedrus l-a formulat Platon, dar care nu este un argument împotriva scrisului, este un argument împotriva memorizării pasive, cum o numești tu. Pentru că el echivalează scrierea pe suporturi mecanice cu memorizarea pasivă. Ceea ce opune Platon memorizării pasive și scrierii pe este de fapt memorizarea activă sau, cum o numește el cu o metaforă incredibilă, scriere pe suflet. Ceea ce trebuie să faci este să scrii pe suflet. Și dacă scrii pe suflet, atunci gândurile sunt vii, sunt animate. Deci Platon îmi dă dreptate. Mă bucur. Dacă facem o scurtă aviți pauză. Metope. Tipografic majuscul. O adaptare după spectacolul documentar omonim semnat de Gianina Cărbunariu vine în cinematografele din toată țara din 21 februarie. Radu Jude aduce pe marile ecrane povestea lui Mugur Călinescu, tânărul care în anul 1981 a scris pe ziduri cu cretă texte împotriva lui Nicolae Ceaușescu. Tipografic majuscul. Un film despre frică, manipulare și curaj cu Șerban Lazarovici, Bogdan Zamfir, Ioana Iacob și Șerban Pavlu. Din 21 februarie în cinematografe. Văzut de Radio Gherila. Salut, sunt Mihai Dinu și te aștept la Roots în fiecare duminică. Cred că muzica este o formă de magie, de la sacru la profan și până în zilele noastre. Trăim într-o epocă în care diversitatea culturală este la modă. World music înseamnă lucruri diferite pentru oameni diferiți, ceea ce îngreunează o definiție mai exactă. Așa că vom încerca să aflăm împreună ce este world music la Roots. Lumea bună se adună la Radio Gherila. El universo entero, escucha. Sunt Cris Simion Mercurian și ce să zic despre Dragostea durează 3 ani, că din cele 40 de spectacole regizate de mine, este cel mai vechi spectacol promovat și susținut de Gherila. E o piesă de teatru pentru spectatorii cu umor, e genul ăla de spectacol unde vrei să ții notițe. Cum zicea un prieten, te face să te simți ca în rai. R-A-I, adică te relaxează, te atinge, te implică. Se joacă la The Institute, pe Știrbei Vouă de 104-106, care per vis-a-vis de DNA și un spațiu teatru nou, pilot, intermediar, deschis pentru Grivița 53, primul teatru construit împreună. Zic să-l încercați. Văzut de Radio Gherila. Metope. Am revenit în studio alături de Horia Roman Patapievi și Răzvan Ioan. Uite, Răzvan ne scrie, Radu Seșciuc, că ai dreptate. Așa e cum spuneai. Iar Horia Patapievi tocmai ne spunea că Platon îmi dă mie dreptate în privința memoriei pasive și a memoriei active. Tu spuneai, Platon deci îmi dă dreptate. Îți dă dreptate într-un anumit fel.
Și anume într-un mod inteligent. Și anume în felul ăsta. Polaritatea dintre memorie activă și memorie pasivă se rezolvă pe argumentul lui Platon în favoarea scrierii pe suflet. Pentru că atunci când Cicero, pe care l-a evocat, construiește tehnici de memorizare, iar astea sunt marile, marea tradiție a artelor memoriei, care a existat până în secolul al XVII-lea, iar juriștii au folosit artele memoriei sau părți din ele până în secolul XIX. Ei, de fapt, sunt ultimii care au redactat teze în latină, în Germania, până în secolul XX. Această tradiție a artelor memoriei, care se bazează pe un pasaj din cartea lui Cicero pe care ai pomenit-o, reia fără să-l menționeze pe Platon, reia de fapt argumentul lui în favoarea scrierii pe suflet, pentru că ce fac ei este, pornind de la observația din epistemologia clasică că memoria este tot imaginație, respectiv imagini depozitate. Nu există la Aristotel, în cartea a treia despre suflet, o distinție de natură între memorie și imaginație. Ele sunt același lucru, memoria fiind stocarea de imagini. Ori folosind această descriere a minții, Cicero spune cum anume poți să menții animate gândurile, imaginile, stocându-le, altfel spus, vii, nu moarte. A stoca moarte imaginile este memoria pasivă. A le stoca vii este memoria activă. Mulțumesc foarte mult pentru legătura asta între Phaedrus și de invenționea lui Cicero. Nu mă gândisem la asta. E o legătură, uite, poți să te plagiezi sau trebuie să te citezi de fiecare dată? Plagiază-mă activ. Te voi plagia activ, da? Adică menționând că pentru că, de fapt, să nu uităm, Phaedrus este și un dialog despre retorică. Dar și foarte importantă legătură. Și e un dialog despre puterea minții. Mie îmi place foarte mult tema asta a puterii, pentru că astăzi când vorbim despre putere, imediat ne gândim la putere politică, militară, economică și așa mai departe. Dar puterea este în primul rând puterea minții și puterea ființei. În Sofistum, Platon vorbește despre putere ca fiind noțiunea fundamentală pentru a vorbi despre ființă. Nu existi decât dacă ai putere. Numai că puterea nu te distruge neapărat, ci poate să crezi. Nu cumva e o lectură niceană, nu cumva te-a... Nu cred. Nu cred, pentru că teza mea e că puterea e fundamentală la Platon, la Aristotel, la moderni, toți. Cuvântul, dacă este dynamis, nu se poate traduce prin macht modern. Deci, mai degrabă prin facultate, posibilitate, capacitate de a... Hai că ți-ai luat mama. Da, numai că... Stai un pic, aici trebuie să vorbim despre diferite înțelegeri ale noțiunii de putere. Trebuie să... bun, putere, da, într-adevăr, Nietzsche folosește macht. Și craft... Puterea minții, te refer la capacitatea minții de a opera, de a face ceva. Da, numai că dacă ne gândim la putere ca ceva ce este în potențialitate, poate că nu ne gândim bine. Poate că ar trebui să ne concentrăm pe ceea ce este activ. Aia e cu adevărat putere. Restul e rodul fanteziei noastre. Poate că... misiunea chiar a lui Platon, a Aristotel, este să vadă cum activăm. De altfel, voi vorbeați despre Platon, eu mă gândeam în timpul ăsta tăcând la Aristotel, care are acel binom intelect activ, intelect pasiv. Și intelectul pasiv este cu adevărat valoros atunci când este activat. Sunt două aspecte ale aceleași entități până la urmă, dar trebuie activat, trebuie pus în putere. Da, sper că ascultătorii noștri ne mai urmăresc. Că n-au cedat nervos. Sper că n-au cedat nervos. În curând o să mai înțelegem nici noi ce vorbim, însă cum ne apropiem de sfârșit, aș vrea totuși să revenim la cartea centrală a acestei emisiuni, și anume Omul Recent, care nu se mai găsește în librăriile Humanitas. Eu am ediția primă, ediția din 2001, între timp au mai apărut alte ediții, epuizate și ele, da. Și sper că o să apară o nouă ediție. Va apărea o ediție nouă, mai specială, pentru că Mircea Cantor a făcut
E un foarte bun artist, bravo că... A făcut un set de imagini la Omul Recent, pentru că i-a plăcut Omul Recent. Și va apărea în februarie o ediție a Omului Recent cu... În februarie? Păi suntem în februarie. Lui Mircea Cantor. Peste o săptămână. A, extraordinar! Da. Fantastic! Păi să facem o lansare. Da! Da. Să facem. E voie să lansez Cărți Humanitas sau pot și eu să lansez Cărți Humanitas? Cine ne-ar putea opri? Păi nu știu, mă rog, nu îndrăznesc să mă ce gândesc. Ce putere! Da. Activă care ar putea să te oprească. Spuneai, de-al minteri, Răzvan, că e o carte unică în cultura română. Și eu sunt de acord cu ce spui, dar de ce? Păi, mie mi se pare că e o carte unică pentru că nimeni nu și-a mai propus sau nimeni n-a reușit să vorbească despre ceva ce o va face, cred, să dureze în timp, și anume despre natura omului până la urmă. Da, bineînțeles, e o carte care vorbește despre modernitate, despre tradiție, dar vorbește tocmai despre semnificația pe care inevitabil omul trebuie să o dea existenței. Și asta e chiar în centrul condiției umane. Faptul că omul nu se poate abține. Și atunci ce ne facem în această situație? Omul nu poate să nu-și mai dorească nimic, omul nu poate să nu mai investească cu valori ceva, dar cum procedăm, cum stabilim aceste semnificații? Ei, cred că ăsta e rolul fundamental al cărții. Să ne să scoată la iveală această noțiune care definește omul, și tocmai de asta este atât de mare păcat că nu avem mai multe dezbateri pe tema acestei cărți. Horia nu era aici, că am întârziat puțin când am evocat faptul că astăzi seara o să țin un curs despre Cato cel Tânăr. Și mie îmi plac oamenii ăștia care se opun curentului. Și tu ai dovedit în repetate rânduri că ai această capacitate de a te opune curentului. Repet, de mai multe ori. Asta e culmea, că nu te-ai Nu te-ai lecuit, da? Și nu, asta îmi place la tine, pentru că nu ești genul de intelectual care vrea să vadă din cotro bate vântul ca să se poziționeze în așa fel încât să fie din nou pe val. E foarte frecvent, chiar la amici de-ai noștri, da? Vezi tipul ăsta de poziționare în așa fel încât să fie din nou pe creasta valului. Amici de-ai noștri, unii amici de-ai voștri care au această trăsătură, la tine nu-i deloc așa ceva, știi? Asta îmi place, constanța cu care spui exact ce gândești, dar nu îndrăznesc să spun să fac o comparație cu Cato, dar e ceva din aceeași din același etos. E o formulă pe care o citam înainte de emisiune, o formulă a lui Guizot, a lui François Guizot: vivre se reziste. Și mi se pare că e un etos care te caracterizează și pe tine. Vivre se reziste. A trăi înseamnă a rezista, a nu te lăsa purtat doar de curente. Lucanus spune despre Cato cel Tânăr din Utica, da, cauza zeilor. Am citat-o și săptămâna trecută, da. Să mai spunem o dată, că cauza deis placuit sed victa catoni, da? Cauza victorioasă e pe placul zeilor, în timp ce cauza învinșilor este pe placul lui Cato, da? Cred că suntem aici a bunch of catonians, da? O mică sectă de catoniști, da? De catonieni, sau nu știu cum să le spun. De catonieni din Utica. Din Utica. De fel, trebuie să spun că în copilărie am primit trei cadouri de la prieteni iluștri de-ai tatălui meu. De la Noica am primit o piatră de pe Acropolă. De la Sergio al Giorgio mai mult țică, asta e mai banal. Iar de la Steinhardt un câine căruia i-am spus Cato. Mă rog, eu, evident că nu eu i-am spus Cato, ci Steinhardt și cu tata au decis că pe câinele ăla îl cheamă Cato. Așa că am copilărit cu Cato. Eu nu știam povestea lui Cato cel Tânăr, dar știam de câinele Cato, care săracul de el acum nu mai are ochi, e jegos în ultimul hal, dar nu îndrăznim să-l spălăm, că s-ar descompune. E, ăla este Cato, da? Este câinele fidel, prietenul fidel. Poftim? Am crezut că e un câine real. Nu, e un câine de pluș. Da. Însă
Cred că această minunată carte ar putea avea pe lângă toată seria de citate faimoase din Platon, Burke, Mestre, Stuart Mill, Nietzsche și așa mai departe, ar mai putea avea și formula lui Guizot, vivre se riziste. De acord. Vreau să-l evoc și pe Horia Berna, căruia cartea îi este dedicată, este în memoria lui. El murise de puțin timp și îi dăduse... Cred că în 2001 murise. A murit în 2000. 2000, în toamna 2000. Lui 2000. Nu, în 4 decembrie 2000 a murit. Da, în decembrie, da. Și lui îi dăduse în parte din carte și îmi spunea așa urs cum era el, hai, publică odată, nu mai nimic de așteptat. Și cartea am dedicat-o lui, în memoria lui, cu un citat din el care mi se pare de fiecare dată când îl văd absolut remarcabil. Îl citez. Lumea e bună prin scop. Nu e admirabil? Pentru că să-ți păstrezi gândul că lumea are un scop, asta o face bună. Și ăsta a fost scopul emisiunii. Așadar, ne regăsim peste o săptămână, iarăși Răzvan Ioan și cu mine. Nu știu despre ce vom vorbi săptămâna viitoare, dar tot despre lucruri esențiale pentru a nu cădea pradă amneziei. Metope. Un român citește în medie o carte pe an, adică aproximativ 60.000 de cuvinte.